Bună ziua, sunt Galina Bostan, președintele Asociației Obștești Centrul de Analiză și Prevenire Corupției. Astăzi noi am convocat această conferință pentru a prezenta expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative. În special este vorba de codul penal, codul de procedură penală, codul contravențional și alte acte normative prin care autorii și-au propus să modifice legislația. Această expertiză în perspectiva drepturilor omului a fost efectuată în cadrul proiectului armonizare legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului, care este susținut de către apărătorii drepturilor civile din Suedia, iar expertiza propriu-zisă va fi prezentată de către colega mea, Mariana Calogin. Mariana, poftim. Mulțumesc. Bună ziua. E vorba, cum spunea și Galina, de un proiect de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative. În fond, prin acest proiect de lege se vor aduce mai multe amendamente legii privind Serviciul de Informație și Securitate al Republicii Moldova, Codul Penal al Republicii Moldova, Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova, legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic, legea comunicațiilor electronice, codul contravențional, legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, legea privind activitatea specială de investigații. Proiectul de lege a fost înaintat cu drept de inițiativă legislativă de către guvern, autor nemijlocit fiind Ministerul Afacerilor Interne, ceea ce întrunește exigențele legale. Categoria actului legislativ propus este lege organică, la fel, referitor la aceasta nu avem niciun fel de obiecții. Proiectul este promovat, potrivit autorului, în vederea facilitării realizării obligațiunilor asumate odată cu ratificarea mai multor convenții internaționale în domeniu, inclusiv prin excluderea unui șir de bariere de ordin legislativ în procesul de asigurare a securității informaționale de către organele abilitate. În fond, buna parte a prevederilor sunt corelative mai multor fapte incriminate penal, în mod special pornografie infantilă, mai multe crime ce țin de criminalitatea cibernetică, însă prin proiect de asemenea se aduc completări la codul de procedură penală, astfel fiind de exemplu modificat sensul măsurii speciale de investigație, interceptarea informatică, dar și un șir de prevederi care în opinia noastră la fel sunt sensibile, sunt cele care vin să completeze, să modifice norme din legea privind prevenirea și combaterea criminalității informatice. În pofida articolului 20 din legea privind actele legislative, proiectul de lege în opinia noastră nu este suficient de bine argumentat. Nota informativă nu conține o analiză fundamentală, tocmai fundamentală, a condițiilor ce au impus elaborarea proiectului. Și aici ne referim în mod special la o analiză profundă a datelor statistice, care s-a referit, de exemplu, la volumul măsurilor speciale de investigații, în ce măsură acestea rezistă unui control post-judiciar sau care este nivelul real, deci al infracțiunilor ce țin de pornografie infantilă sau a celor ce țin de criminalitatea cibernetică, care sunt pedepsele care în mod obișnuit, deci sunt aplicate de către instanță, ce preferă instanța să aplice, de exemplu, pedeapsa minimă sau pedeapsa maximă, dar și nu conține o analiză a datelor care ne permite să fim convinși că, într-adevăr, acest proiect de lege ar putea să aducă la eficientizarea activității de urmărire penală, inclusiv la eficientizarea
măsurilor speciale de investigație aplicabile în cadrul urmăririi penale pe unele cazuri. Nota informativă nu conține o analiză fundamentală a finalităților. Înțelegem că scopul autorului este ca să excludă anumite bariere legislative cu care se confruntă, însă totuși am fi vrut ca să ne convingem că autorul înțelege foarte bine care va fi efectul social, economic sau oricare altă natură a proiectului care este promovat. Deci nu este o evaluare a compatibilității proiectului de lege cu standardele internaționale. Se fac referințe la convenții, însă noi, de exemplu, am identificat anumite norme care chiar în contextul convențiilor la care se fac referire nu par a fi unele corespunzătoare. La fel, proiectul va necesita anumite cheltuieli suplimentare, ceea ce după noi impunea o analiză economico-financiară a proiectului, dar și aici în mod special trebuie să atragem atenție, mai multe prevederi din proiect țin de activitatea întreprinzătorilor pentru că se referă la anumiți furnizori de informații și în acest sens, bineînțeles că analiza impactului de reglementare era o condiție obligatorie, care nu a fost însă respectată de către autor. Sfera de reglementare a proiectului. Deci proiectul se referă și este unul corelativ la dreptul la viața intimă, familială și privată, inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenței, libertatea conștiinței, libertatea opiniei și exprimării, libertatea creației, dreptul la informație. Evident, sunt niște drepturi esențiale garantate atât de Constituția Republicii Moldova, dar și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, motiv pentru care proiectul este unul deosebit de sensibil și are un potențial sporit de atingere a acestor drepturi. În acest context, pornind și de la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, mai ales în partea ce ține de libertatea opiniei și exprimării, libertatea conștiinței, dreptul la informație, aceste drepturi, chiar dacă nu sunt absolute, totuși implică niște restricții care se impun țărilor în procesul de reglementare a activității autorităților publice. Evident, toate aceste drepturi nu pot fi îngrădite și amestecul autorităților publice trebuie să fie minim și doar în condițiile unei legi. Această expresie în condițiile unei legi sau prevăzută de lege implică, pe lângă altele, anumite exigențe față de calitatea legilor. Legile în acest sens trebuie să fie cât mai clare, cât mai precise, să fie previsibile pentru beneficiari. Și tocmai acest lucru, și nu ne referim numai la acele norme care sunt promovate, dar ne referim și la calitatea, de exemplu, legii privind activitatea specială de investigații sau prevederile codului de procedură penală care țin de modul cum poate fi desfășurată o măsură specială de investigații. După noi, nu este, aceste prevederi nu sunt suficient de previzibile. Referitor la aceasta vom reveni în final. Deci, mai multe prevederi din proiect, în opinia noastră, ar trebui să fie revăzute, pentru că, pornind de la conținutul și calitatea acestora, normele nu sunt corespunzătoare unor prevederi constituționale, nu sunt corespunzătoare unor standarde internaționale, jurisprudenței, CEDO, astfel, prin implementare, putând să se aducă atingere esențială unor drepturi și libertăți fundamentale. Ne referim în mod special
la, de exemplu, prevederile în ceea ce ține de percheziția informatică și ridicarea obiectelor care conțin date informatice, acea redacție a articolului 130 prim, care se propune spre completarea la codul de procedură penală, în mod special la aliniatul 4, care prescrie că percheziția informatică și ridicarea obiectelor care conțin date informatice, în cazul în care aceasta se efectuează în cadrul încăperilor, instituțiilor, întreprinderilor, încăperilor, organizațiilor, unităților militare, trebuie să se efectueze în prezența reprezentantului respectiv. Aici am notat că, potrivit ghidului drepturilor omului pentru utilizatorii de internet, care este aprobat și prin recomandarea Comitetului de Ministri a Consiliului Europei 6 din 2014, care pornește, de fapt, de la jurisprudență relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, se constată că viața privată trebuie să fie respectată în egală măsură și la locul de muncă. Aceasta ar însemna că în momentul în care e percheziționat, se efectuează percheziția informatică sau eventual se efectuează ridicarea unui obiect care conțin date informatice în cadrul unei instituții, unei entități, ar fi important ca să fie asigurată prezența angajatului acesteia, care este deținătorul sau cel care utilizează nemijlocit acest obiect, de exemplu computerul. Pentru că, evident, acesta păstrează urme, de exemplu, de corespondența pe care o am, de activitățile pe care le-am avut în internet, iar acestea, chiar dacă sunt la locul de muncă, ar putea să țină și de viața mea privată. Și atunci este important că dacă se percheziționează, se efectuează această percheziție sau se intenționează ca acest obiect să fie ridicat, cel care utilizează să fie prezent în cadrul percheziției, pentru ca apoi să nu trebuiască să aducă careva dovezi referitoare eventual la traficul pe care l-a avut, etc., etc. La fel, la același articol, aliniatul 5, care dă posibilitatea organului de urmărire penală, celui care efectuează această măsură, să extindă perchiziția de la un obiect la altul, în cazul în care se constată că acele informații care sunt căutate se conțin pe alt obiect. În cazul acesta nu se cere o autorizare suplimentară din partea judecătorului de instrucție. Și în acest sens, în opinia noastră, norma este una necorespondătoare standardelor internaționale, inclusiv și acelei convenții a Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Convenția prescrie ca această extindere să se efectueze într-un mod rapid. Deci autoritățile care efectuează măsuri speciale de investigație să pot să facă această extindere într-un mod rapid. Totuși, noi insistăm asupra faptului că chiar și la această extindere ar trebui să se păstreze obligativitatea unui control prealabil judiciar din partea judecătorului de instrucție care să autorizeze această măsură. Doar unul lucru, ceea ce ar trebui să se efectueze, ca acest lucru să se întâmple deci cât mai rapid, eventual în 24 de ore. La fel, normele nu conțin, deși vorbesc despre faptul că urmarea efectuării acestei extinderi asupra percheziționării datelor informatice care se conțin într-un obiect, se va supune această măsură verificării din partea instanței, din partea judecătorului de instrucție. Așa cum sunt formulate normele, nu este clar în care termen exact acest lucru se va întâmpla.
ceea ce, bineînțeles, face norma imprevizibilă. Iată de ce necorespunzătoare din perspectiva apărării, protejării, garantării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Anumite obiecții spuneam că avem și la articolul, același articol care menționează despre faptul că aliniatul 8, că în cazul în care pentru efectuarea percheziției informatice se cere un timp îndelungat, persoana care efectuează urmărirea penală ridică obiectele care conțin datele informatice pentru a le examina la sediul organului de urmărire penală. În primul rând, menționăm că nu înțelegem în ce măsură un timp îndelungat, deci pornind de la faptul care este potențialul acum tehnologic, ce s-ar înțelege printr-un timp îndelungat. Iată de ce rămâne și ar putea ca această normă să se utilizeze mai degrabă ca regulă decât excepție. Și în cazul dat e foarte important, mai mult decât atât, e foarte important să se indice expres termenul pentru care aceste obiecte pot fi ridicate, astfel încât să nu fie prejudiciate interesele atât a persoanelor private, cât și eventual a persoanelor juridice, dacă e vorba de anumite obiecte care se află în proprietatea întreprinderilor, instituțiilor, etc. Spuneam că norme sensibile se conțin și în partea ce ține de modificarea legii privind prevenirea și combaterea criminalității informatice, acestea referindu-se în mod special la articolul 7 din lege, ce obligă prestatorii de servicii să furnizeze anumite informații organelor de urmărire penală, organelor care efectuează activități speciale de investigații. Cum ar fi, de exemplu, să execute în condițiile de confidențialitate solicitarea acestor organe privind conservarea imediată a datelor informatice, ori a datelor referitoare la traficul informatic, fără față de care există pericolul distrugerii ori a alterării. Se propune ca această conservare să se efectueze pe un termen de până la 180 de zile, 180 de zile calendaristice fiind un termen exagerat, inclusiv în contextul Convenției privind criminalitatea informatică, care stabilește că acest termen poate fi cel mult 90 de zile. Evident că conservarea acestor date, ceea ce presupune și păstrarea acestora, ar putea să creeze anumite dificultăți pentru furnizorii de informații, dificultăți care implică și anumite resurse financiare. Astfel, într-un anumit sens, în comoditatea organului de urmărire penală, povara propriu-zisă deci a acestor măsuri, într-un anumit sens, se pune pe niște entități private, pe furnizorii de servicii. Același lucru deci îl constatăm și în partea ce ține de obligația furnizorilor de informații de a păstra date referitoare la trafic în rețeaua de telefonie fixă și telefonie mobilă una, iar traficul de internet și telefonie prin internet 6 luni. Deci, iarăși o normă și un termen exagerat în virtutea acelor obligații, de fapt, care le avem stabilite prin ratificarea Convenției privind criminalitatea informatică și care prescrie că acest termen ar putea să fie cel mult 90 de zile. O normă sensibilă este și cea care se referă la obligativitatea furnizorilor de informații atunci când organele, autoritățile competente solicite acest lucru să sisteze
Folosind mijloacele și metodele tehnice din posesie, accesul din propriul sistem informatic la toate adresele IP pe care sunt amplasate paginii web, inclusiv cele găzduite de furnizorul respectiv și conțin pornografie infantilă, promovează abuzul sexual sau exploatarea sexuală a copiilor, conțin informații ce fac propaganda războiului sau terorismului, îndeamnă la ură sau discriminare națională, rasială ori religioasă, la ostilitate sau violență, sau conțin sau difuzează instrucțiuni privind modul de comitere a infracțiunilor. Aici norma este una necorespunzătoare atât standardelor internaționale, dar și jurisprudenții CEDO, care a dezvoltat acest subiect și în câteva hotărâri s-a menționat că blocarea, pentru că e vorba de fapt de blocare accesului la internet pe o perioadă îndelungată, sistarea, de exemplu, anumitor pagini web, deci care conțin conținuturi voluminoase, ar putea să fie considerate drept o violare a dreptului la libertatea exprimării, a dreptului la informație și inclusiv a libertății la creație. Și asta pentru că legea națională trebuie să fie cât mai precisă și cât mai exactă referitor la aceste măsuri. Trebuie să se efectueze aceste blocări, însă doar în cazul în care aceste informații sunt identificabile și să se reducă tocmai la aceste informații, deci care conțin deci îndemnări, ură, violență, etc. Pentru că, în caz contrar, atunci când se blochează întreaga pagină, care ar putea să conțină și informații de interes public, interes public sporit, evident că se limitează, se îngrădește accesul la această informație. În acest sens, această normă, în opinia noastră, trebuie să fie revăzută în mod esențial, astfel încât să fie foarte clar că se blochează, se sistează doar pentru o perioadă anumită, eventual pentru anumite scopuri, de exemplu pentru a șterge aceste mesaje, a șterge aceste informații, a le conserva, însă această normă nici de cum nu ar trebui să facă posibilă, de exemplu, sistarea unei activități, a unei întregului portal de știri, de exemplu. Deci, această normă ar trebui să fie revăzută esențial, astfel încât să fie cât mai mult apropiată și cât mai mult corespunzătoare standardelor internaționale. Suplimentar la cele invocate, ținem să menționăm că mai multe prevederi se referă la sancțiunile aplicabile unor tipuri de infracțiuni din codul penal, astfel, în final, aceste sancțiuni fiind majorate. Mai multe proiecte de legi care sunt acum în examinarea Parlamentului și care au fost înaintate de către guvern, autor nemijlocit fiind organele de urmărire penală ale autorităților, prevăd sancționarea mai drastică, mai gravă a anumitor tipuri de infracțiuni. Însă, și de fiecare dată am menționat acest lucru, acest lucru trebuie să se întâmple doar după o analiză fundamentală a precedentelor a jurisprudenței naționale. O majorare artificială a sancțiunilor nu are niciun impact asupra comportamentului infracțional, chiar niciunul. Pentru că, în fond, o majorarea pedepselor care sunt aplicate pentru anumite tipuri de infracțiuni, în momentul în care nu se asigură inevitabilitatea deci, a pedepsei, nu se asigură inevitabilitatea
executării pedepsei nu are niciun efect descurajator asupra fenomenului. O majorare a sancțiunilor poate să fie efectuată și să fie promovată doar dacă statisticele demonstrează că de fiecare dată instanțele judecătorești sunt predispusă să dea pedeapsa maximală pentru acest tip de infracțiune. Aceasta înseamnă pentru noi că instanțele califică această infracțiune ca infracțiune cu pericol sporit social și trebuie să majorezi limita maximală pentru a oferi instanței ca să individualizeze pedeapsa. În caz contrar, când se efectuează această majorare artificială, aceasta ar putea să aducă, de exemplu, la sporirea procentului de achitări, cum se întâmplă, din câte am înțeles noi, pe infracțiunile de corupție, unde infracțiunile pot fi pedepsite mai grav, a fost majorată această pedeapsă maximală, în schimb, deci a crescut, a sporit, crește numărul de achitări. La fel, suplimentar la cele invocate, normele conțin și anumite prevederi, modificări la interceptarea. Interceptarea inclusiv a corespondenței electronice sau a confruntărilor care au fost posibile prin internet. Deci noi înțelegem că acest lucru oricum este posibil și în condițiile legislației actuale și iată de ce nu ne-am referit în raport în mod expres referitor la aceasta. Însă, atât și interceptarea, cât și, cum spuneam, și percheziția și conservarea datelor informatice, conservarea, păstrarea datelor referitor la traficul informatic. Sunt niște lucruri sensibile care a priori aduc atingere unor drepturi fundamentale, dreptul la viața intimă, libertatea de exprimare, etc. Și în acest sens, legea națională trebuie să fie cât mai calitativă. O astfel de măsură, cum spuneam de la început, trebuie să fie prevăzută de lege, trebuie să fie necesară într-o societate democratică, trebuie să urmărească un scop anume, inclusiv acesta putând fi și prevenirea și combaterea infracțiunilor. Însă, această expresie prevăzută de lege înseamnă o calitate, o lege practic perfectă, care să fie foarte clară, foarte precisă, foarte exactă, previzibilă. Persoanele care eventual sunt supuse unor astfel de măsuri să înțeleagă foarte bine care sunt căile de contestare a tuturor acțiunilor speciale de investigație, a tuturor hotărârilor care s-au luat în cadrul acestor măsuri și îl vizează. Aceasta implică la fel o anumită alte mecanisme decât le avem noi acum în prezent în partea ce ține de supravegherea, controlul activității speciale de investigație, inclusiv a organelor care sunt abilitate cu efectuarea activității speciale de investigație. Și în acest sens, deci, toate acele propuneri care se fac trebuie neapărat, ar trebui să țină și de îmbunătățiri la legea privind activitatea specială de investigație, astfel încât aceasta să fie maximal posibil transparentă și nu ne referim la măsurile care au fost aplicate, ci ne referim la faptul ca autoritățile să fie obligate să efectueze anumite studii, rapoarte, să dea publicității aceste date generalizate, care să vedem, de exemplu, câte interceptări au fost efectuate sau câte percheziții informatice au fost efectuate, câte din aceste măsuri au rezistat în fața instanței, câte din aceste măsuri au aplicat în fața instanței. Doar așa noi vom putea fi convinși în eficiența și utilitatea acestei activități.
Iată de ce, în opinia noastră, și insistăm asupra acestor lucruri, tocmai este cazul ca să se efectueze, chiar și cu prilejul acestui proiect de lege, să se efectueze o reexaminare a legii privind activitatea specială de investigații. De fapt, această obligație o au autoritățile în virtutea legii privind actele legislative, care prescrie că cel puțin o dată la 2 ani se efectuează o analiză a eficienței cadrului legal. În caz contrar, aceste probleme care deja se conțin în legislație vor fi preluate de la proiect la proiect, vor fi menținute. Până la urmă, nici activitatea organelor abilitate cu activități speciale de investigație nu va fi una eficientă și nici nu va fi una credibilă în fața publicului. Acestea, de fapt, au fost constatările de bază. Raportul integral, dar și proiectul pot fi găsite pe site-ul organizației noastre, capc.md. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a oferi înainte de a declanșa runda de întrebări-răspunsuri, trebuie să menționez că în partea stânga mea găsiți comunicatul de presă, versiunea hârtie, la fel comunicatul de presă, versiunea Word, o puteți să găsi pe site-ul nostru www.cpc.md. Dacă sunt întrebări, nu ezitați să le adresați. Unica apreciere. Ați menționat un șir de drepturi care pot fi violate dacă intră în vigoare legea în actuala versiune propusă. Cum credeți? Aceasta ar putea duce la noi condamnări la CEDO? Eu cred că da. Pentru că spuneam și în actualele, deci condiții, cadrul legal care este, deci conex activității speciale de investigație, este unul vulnerabil. Deci noi am avut o faimoasă condamnare în cazul Iordache versus Moldova. Atunci când tocmai Republica Moldova a fost condamnată mai degrabă pentru calitatea legii. Și, de fapt, deși s-a pretins atunci când s-au adus modificări la legea existentă, s-a pretins că tocmai acestea sunt aduse pentru ca să fie evitate unele condamnări în viitor, însă legea nu este una mai bună, după mine, decât așa cum a fost anterior. Ar putea să aducă condamnări pentru că și chiar și prin propunerile care sunt promovate, vorbeam despre calitatea legislației la general, însă și unele din propuneri, de exemplu, unele noțiuni sunt atât de confuse, încât prin aceasta poți să înțelegi orice vrei. Se insistează, de exemplu, IP-ul, o pagină web ar putea să fie blocată în cazul în care conține informații care deci sunt niște instrucțiuni pentru comiterea unei infracțiuni. Deci crimă și pedeapsă Dostoievski eventual ar putea să fie considerată ca orice vrei, pot să fie considerată ca informații care conțin instrucțiuni sau o știre despre comiterea unei infracțiuni în cazul în care este una mai detaliată. Deci CEDO vorbește despre faptul că blocarea, de exemplu, poate fi efectuată doar în cazul în care aceasta nu este una arbitrară. Astfel încât să fie foarte și foarte clar ce mesaje, ce informații pot fi blocate. Foarte clar. Deci asta ar însemna că trebuie să fie niște definiții exhaustive, niște definiții clare, precise și care să nu pot fi interpretate la discreția arbitrară a autorităților. Și tocmai legea conține astfel de noțiuni, deci care sunt interpretabile și care cu siguranță, deci vom ajunge la baza că sunt interpretabile. Recent am avut parmise un caz, cazul Petrenko, nu? Atunci când au fost calificate ca instigări la violență, un mesaj postat care de fapt conținea
un text din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Deci, în cazul ăsta, trebuie de revenit la legislația propriu-zisă care vine cu aceste noțiuni pentru a le face cât mai exacte și pentru a evita și a nu da posibilitatea autorităților să fie discreționate. Deci, după mine, ar putea să aducă la condamnări. Dacă am pune pe un contact obiectivul de fost cea de combaterea pornografiei infantile și de cealaltă parte posibilitatea de emisiune în viața privată, cât de alimentate sunt acestea? Deci, bineînțeles că în ceea ce privește prevenirea și combaterea pornografiei infantile, avem și obligații, dar avem și dreptul moral ca să facem urmărirea penală în astfel de cazuri cât mai eficientă. Însă, în cazul ăsta, de obicei, în legislație, fie aceste lucruri sunt cumva separat, pentru că, de exemplu, chiar și în, dacă tot vorbeam despre blocarea paginilor web, deci, eventual, se poate de efectuat astfel încât să nu aibă accesul copiii la anumite pagini, de exemplu. Sau acest lucru deseori se, să spunem așa, se previne printr-un anumit control parental din partea copiilor, din partea părinților, în ceea ce privește activitatea copiilor săi în internet. Trebuie de delimitat anumite lucruri și trebuie să se găsească într-adevăr acel echilibru între scopul și interesul public general justificat în a preveni anumite tipuri de infracțiuni, dar și măsura în care toate aceste măsuri pot aduce atingere unor drepturi esențiale ale omului. Problema e în mod special cum aceste măsuri vor fi puse în aplicare. Și atunci, cum spuneam, deci calitatea trebuie să fie cât mai bună a legilor. Iată de ce, dacă să punem pe cântar, proiectul de lege este unul la general oportun, însă, pentru că acesta să nu aibă un potențial atât de sporit de deci, vulnerabilitate, normele trebuie să fie cât mai clare, mai ales în partea ce ține de aceste noțiuni. Instigarea la ură, instigarea la violență, instigarea ostil, la, sau mesaje care conțin sunt ostile. Deci, astfel încât aceasta nici de cum, de exemplu, să nu periliteze, pentru că în cazul în ceea ce privește pornografie infantilă, totul e clar. Însă atunci când vorbim de aceste noțiuni, trebuie să fie clarificate pentru ca să nu periliteze libertatea de exprimare, inclusiv în internet, dar și dreptul de a fi informat. Pentru că în cazul în care e blocată o pagină web, eu nu am posibilitatea eventual să mă exprim prin anumite comentarii, dar și să obțin informații. Și atunci sunt două drepturi iarăși fundamentale. Și în cazul ăsta trebuie de revenit, după mine, în mod special la legislația care reglementează aceste noțiuni și de le clarificată. Inclusiv aceasta se referă, de exemplu, la așa noțiuni propaganda terorismului. Pentru că acum, dacă e să vă citesc din acel articol prin care este incriminat terorismul, ar putea foarte multe persoane să cadă sub incidența acesteia sau propaganda terorismului să fie foarte multe mesaje. Pentru că, în fond, scopul de bază a infractorilor în cazul ăsta, de exemplu, ea atrage atenția publicului asupra convingerilor sale politice, de exemplu, sau a presa prin aceste acțiuni guvernul, autoritățile publice să efectueze ceva. Și în contextul acelei mișcări protestatare care există, deci tocmai e cazul ca să se revină la aceste noțiuni pentru a nu da niciun prilej oamenilor să creadă
că toate aceste propuneri sunt promovate pentru a intimida o mișcare, de exemplu, protestatară sau un activist civic sau o persoană care își dorește schimbarea. Deci asta e. Deci, la moment, acest echilibru nu există, după mine. Dacă nu se întrebă, vă mulțumim foarte mult. Vă urăm o zi bună. La revedere!